Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem de această dată ce vor să ne spună cărțile pentru voi. Haideți să vedem ce vor să ne spună aceste cărți pentru voi. Aici văd că vorbim despre Zodia Balanță, Vărsător, Gemeni. avem zodiile de foc. Avem și zodii de pământ, ceea ce este foarte important. Aici, în primul rând, voi începe cu partea de imaginație. De ce? Pentru că îmi este foarte clar că voi de-a lungul vieții sau în copilărie a venit Mauzi și nu prea ne lasă să facem etalarea, <fie> dar <fie> să sperăm că totuși ne lasă până la final. Așa, ați avut parte de niște traume, poate în copilărie, poate în tinerețe, cine știe, dar sunt niște traume pe care, care vă afectează și în acest moment. Problema este că voi aveți imaginație, dar din cauza acelor traume pe care le-ați suferit, nu vă mai dați voie imaginației să treacă granițele, cum se spune. Voi v-ați pus niște limite și nu puteți să depășiți limitele respective. Este bine să lăsați visele să zboare, cum se spune, pentru a putea fi îndeplinite. Uh, este bine să știți, de fapt, care este scopul vostru în viață și să lucrați pe partea de manifestare pentru a vă îndeplini visele pe care le aveți. Pentru că uh, aici se poate întâmpla ca, poate din cauza, așa cum am spus, a traumelor, a familiei, a problemelor care, uh, care au intervenit, uh, scopul vostru în viață să-l fi lăsat deoparte. Uh, și uh, nu este ok pentru voi. De ce? Pentru că sunt destul de multe uh, frustrări acolo și n-ar fi nimic uh, exclus. Uh, să nu înțelegeți de ce de multe ori uh, poate vă ardeți, uh, mai ales în zona mâinilor, uh, că în zona mâinilor se poate întâmpla să simțiți anumite furnicături și să nu știți de unde provin acele uh, furnicături. E ceva cu palmele, cu mâinile, da? Dar aceste lucruri sunt în urma faptului că ați suferit aceste traume și v-ați impus anumite limite, iar voi trebuie să vă vedeți de scopul vostru în viață. Fericirea vine la voi odată ce vă găsiți drumul. Pentru că eu aici cred că ați avut parte de foarte multă tristețe, iar acum aveți foarte multe frici. Parcă aveți frica de a vă bucura, frica de a vă manifesta emoția bucuriei ca nu cumva să se întâmple din nou ceva rău. Este bine că atunci când aveți aceste fericiri. Să vă bucurați de ele cât mai mult posibil. Într-adevăr, aici este o persoană, probabil cornută, care a făcut parte din trecutul vostru. Această persoană, într-adevăr, încă vă mai urmărește de la distanță, încă vrea să se apropie de voi, dar nu are suficient curaj pentru că, oricum ar fi, și dacă s-ar apropia, nu cred că voi ați mai fi pregătite să primiți această persoană în viața voastră. De ce? Pentru că voi odată ce v-ați despărțit de această persoană sau -ați pur și simplu v-ați detașat de această persoană, ați crescut mai ales din punct de vedere spiritual. Dar haideți să vedem ce altceva vor să ne mai spună cărțile pentru voi. M-auzi? Ne lași să facem uh, Păi dă-te numai așa, un pic mai deoparte. Așa. Tu stai acolo și noi facem um, etalarea. Uh, perfect. Hai să vedem ce vor să ne mai spună cărțile altceva. Este foarte clar că voi aici, așa cum am spus puțin mai devreme... Sunteți între două lumi, în această lume în care trebuie să vă descoperiți scopul vieții și să vi-l urmați, dar și în lumea prin care ați trecut, în trecutul vostru, încă mai sunteți ancorați în trecutul vostru și nu știți ce să faceți, să renunțați la trecut sau să renunțați la scopul vieții voastre. Aici de preferat, bineînțeles, ar fi să nu renunțați. La scopul vieții voastre pentru trecut, pentru că, din punctul meu de vedere, chiar dacă voi știți despre ce este vorba, ce a făcut parte din trecutul vostru sau ce probleme ați avut voi în trecut sau alte lucruri, oricum este o confuzie. Totală. Adică, în sensul că, da, voi știți că în trecut ați suferit, dar poate aveți și amintiri plăcute. Și parcă ați vrea să vă întoarceți la persoana respectivă sau în locurile respective, dar totodată aveți foarte multă confuzie, aveți uh, confuzia că. Uh, nu se știe dacă lucrurile vor mai putea să meargă într-o direcție pozitivă dacă persoana respectivă se schimbă, dacă situația se schimbă și așa mai departe. De asta vi se, chiar vi se recomandă să uh, mergeți în, uh, în viitor, adică să vedeți lucrurile în prezent și viitor, uh, și să nu vă mai ancorați în, în trecut. De ce? Pentru că voi sunteți persoane creative, sunteți persoane uh, cu foarte multă imaginație, cu foarte multă. Inspirație. Voi sunteți persoane vesele, dar din cauza traumelor, din cauza persoanelor pe care le-ați avut în viața voastră, ați uitat să vă mai bucurați sau poate că nu mai știți să vă bucurați așa cum v-ați bucurat cândva. Hai să vedem ce ne spun și cărțile de tarot. Aici văd că voi, foarte mulți dintre voi sau foarte multe dintre voi, vă confruntați uh, inclusiv cu faptul că vă este frică că sunteți judecați. Că sunteți judecați de, an, uh, de anturaj, de societate sau poate că uh, sunteți judecați chiar de persoana iubită. Într-adevăr, această persoană pe undeva vă arată că își dorește să vă și iubească și cumva vă iubește în felul său, dar în același timp vă și judecă. Vă judecă în sensul că iar te-ai îngrășat sau ești prea grasă sau ești prea blondă sau ești prea nu știu cum sau vezi că mergi pe stradă prea dezbrăcată și cumva voi ușor, ușor ați început să aveți anumite complexe din acest punct de vedere. Însă ideea este că nu contează ce îi place și ce nu îi place celelalte persoane. Ideea este să vă simțiți voi bine, să aveți mai multă încredere în voi, pentru că ușor-ușor această persoană încearcă să vă facă dependente de el sau de ea, ca și cum această persoană știe ce este mai bine pentru voi. Într-adevăr, nu zic că nu sunt anumite situații când poate Uh, mai și faceți un poate un lucru greșit, pentru că e omenește să se și greșească. Că, pentru că până la urmă din greșeli învățăm. Doar că voi ați luat uh, toate aceste lucruri un pic cam uh, prea personal și vă judecați voi pe voi mai mult decât vă judeca alții pe voi. Și cumva voi trebuie să ieșiți din din starea asta. Pentru că cine vă iubește și cui îi place ce fel de persoană sunteți, îi place așa cum sunteți. Cine e doar de fațadă și doar de anturaj și doar de societate, persoana respectivă nu cred că mai merită să facă parte din viața voastră. Hai să vedem. În primul rând, aici voi trebuie să vă iubiți mai mult pe voi înși Pe lângă asta, mai uh, văd că urmează o nouă colaborare, uh, o nouă iubire, uh, ceva nou care vine în viața voastră. Este cumva acel noroc care urmează să dea peste voi. Uh, doar ca un pic de atenție din partea cui vine acest, această ofertă, pentru că acolo unde lucrurile se repetă în sensul că această ofertă vine de la o persoană care face parte din trecutul vostru, că e vorba de loc de muncă, că e persoană iubită, că e prieten, prietenă și așa mai departe, aveți grijă ca lucrurile să nu se mai repete, pentru că într-adevăr lucrurile pot merge într-o direcție pozitivă dacă și voi luați măsurile necesare, pentru că voi știți foarte clar că această persoană care face parte din trecutul vostru și vine cu o ofertă, a făcut anumite lucruri în trecutul vostru, pro sau contra voastră. Acum, voi ar trebui să știți ce măsuri trebuie să luați pentru ca această persoană să nu mai facă lucrurile contra voastră. Dar, bineînțeles că nimeni uh, nu poate să vă spună ce și cum să faceți, pentru că, țineți cont, este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate Potrivit tuturor, iar lucrurile diferă de la persoană la persoană. Ideea este că aici lucrurile care urmează să se întâmple trebuie să se întâmple. De ce? Pentru ca voi să realizați ce este bine și ce este rău în viața voastră. Voi aveți în această perioadă semne foarte clare de la ghizii voștri spirituali, poate să fie prin intermediul viselor, poate să fie prin alte metode, da? doar că voi trebuie să fiți un pic atenți, atente la aceste lucruri. Aici o iarăși un pic de atenție, nu vă mai lăsați pradă acel impulsului de a câștiga bani mulți uh, și foarte ușor pentru că tocmai prin aceste metode veți reuși să uh, dați greș și mai apoi să aveți de suferit. N-ar fi nimic exclus ca aici și uh, o anumită persoană din trecutul vostru să vină să vă ceară iertare, dar la fel, este bine să iertați persoana nu neapărat pentru că persoana merită sau nu merită iertarea voastră, ci pentru liniștea voastră sufletească. Hai să vedem ce mai urmează în viața voastră. Aici văd că se pare că parcă vă simțiți obosiți, parcă vă simțiți uh, un, pic, un pic stresați la locul de muncă, parcă ați vrea un pic mai multă libertate sau poate puțină înțelegere din partea colegilor, șefilor și așa mai departe și într-adevăr veți, veți avea parte de, și de această așa să zicem între ghilimele relaxare la locul de muncă într-adevăr veți primi și un bonus acest bonus poate să fie bineînțeles poate prin intermediul banilor dar poate să fie și o zi liberă de la muncă sau poate că vi se mai ia din sarcinile pe care le aveți de făcut la locul de muncă. Dar, indiferent sub ce formă ar fi acest bonus, e clar, este uh, pentru voi, nu contra voastră. Dacă v-ați gândit să plecați într-o călătorie, se pare că în acest moment nu veți pleca în călătoria respectivă, sunt anumite obstacole care intervin și nu puteți să plecați în călătoria pe care vă doriți. Se pare că această călătorie este cumva influențată de o persoană cu inițialele A sau M, I sau V. Mai avem și inițiala L. Da? Se poate întâmpla ca persoana să vă spună că nu mai poate să meargă în acest moment sau că nu știu, nu se simte confortabil sau pur și simplu nu mai dă niciun semn de viață, nu mai dă niciun apel, niciun mesaj și dispare pentru o perioadă scurtă de timp. Da, deci pot interveni tot felul. Sau pur și simplu se anulează zborul. Aici cred că în anumite situații se anulează zborul. Deci dacă aveți deja bilete cumpărate la avion, să știți că e posibil să fie ori întârzieri, ieri, ori chiar anulări de zbor. Dar Bineînțeles, depinde de la situație la situație, dar îmi este foarte clar că urmează o perioadă în care lucrurile cumva se reglează în viața voastră, atâta timp cât și voi vă doriți acest lucru. Veți reuși să depășiți anumite probleme de care v-ați lovit până în acest moment, mai ales că o parte dintre voi văd că cumva. Sunteți un pic, un pic mai avansați pe partea de spiritualitate, posibil chiar să fi citit, poate, anumite articole sau poate cărți, sau poate chiar ați văzut anumite filme în legătură cu această situație pe partea de spiritualitate, cum poți să îți crești vibrația, cum poți să îți crești energia și așa mai departe. Da, și ăsta este un uh, lucru extrem de pozitiv. De ce? Pentru că Ușor ușor lucrurile în viața voastră capătă contur. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere.